Subtitlul titlul Prinși cu peștele în sac, site-ul TV.ro a scris despre pățania a doi bărbați din Argeș. Unul dintre aceștia este din Comuna Stâlpeni și a fost depistat de lucrătorii din cadrul secției de poliție rurală Rucăr, când transporta cu un autoturism șase păstrevi și 321 de exemplare de verdete. Din verificările efectuate s-a stabilit că bărbatul în vârstă de 47 de ani ar fi capturat peștele cu ajutorul unor unelte din plasă și cu pripoane din lacul de acumulare în zona Sătic. În urma celor constatate, bărbatul a fost în sancționat contravențional cu amendă în valoare de 4.000 de lei, fiind dispusă măsura complementară a reținerii și suspendării permisului de pescuit pentru o perioadă de 90 de zile, precum și confiscarea cantității de pește găsită asupra sa.